Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistem Integrat de Gestionare Deșeuri sau ADI Deșeuri, au anunțat miercuri într-o conferință de presă că, în urma consultărilor cu primăriile din județ, vor solicita rezilierea contractului cu operatorul de salubritate care acționează în 3 din cele 4 zone ale județului. Reprezentanții ADI Deșeuri mai precizează însă că, în baza procedurilor legale necesare rezilierii contractului, operatorul de salubritate va mai lucra în teritoriu între 3 și 6 luni și au dat asigurări că, indiferent de ce s-ar întâmpla, hunedorenii nu vor rămâne cu gunoiul neridicat. Faptul că vom ajunge să reziliem aceste contracte cu operatorul actual nu presupune ca județul să rămână fără operatori. Deci există un plan făcut de către ADI, acceptat de către OAT-uri, acceptat de Consiliul Județean, prin care noi sperăm și ne angajăm ca județul să nu sufere sincope în colectarea deșeurilor. Nu, vor veni alți operatori. Sunt destui operatori în țară care sunt dornici să vină să preia zona. Vor fi niște modificări de sistem. Sigur că pornim la un alt început cu zonele 1, 2 și 3. De regulă, în momentul în care s-a emis notificarea de reziliere, operatorul, în funcție de fiecare contract în parte de pe cele 3 zone, are o perioadă de continuare de la 90 până la maxim 180 de zile. Din punct de vedere al salubrității, județul Hunedoara este împărțit în 4 zone, în 3 dintre acestea, respectiv Brad, Hațeg și Centru, operând o societate. Între acest prestator de servicii de salubritate, ADI Deșeuri, coordonatorul activității și primăriile din județ, există mai multe fricțiuni. Ultima dintre acestea a apărut odată cu implementarea prevederilor unui act normativ care au dus și la noi tarife. Zona Văijiului este de servicii de un alt operator de salubritate și se pare că acolo, conform reprezentanților ADI Deșeuri, nu ar fi probleme în activitatea de salubrizare.